De-a lungul timpului am tânjit după o fată. Didi e perfectă pentru mine. Are fund, are sâni și uneori vorbește. I-am luat partea când se certa cu Barbie până la plecarea ei în Zimbabwe la vâna de pitoni. Am torturat oameni pentru ea când a venit acasă în lacrimi. Am iertat-o și pentru Cremeș. Cremeș. Pentru că port o atracție fatală pentru ea. Și acum îi voi cere mâna ca să fim prieten și prieten soție. Bă, mi-aduc aminte de fata aia din liceu, Lucreția. Păi bă, ce tipă. Avea niște balustrăzi de ce puteai da cu skateboard-ul pe ele. Ca să mai zic că era singura fată de care îmi plăcea mie. Și? Ce ai făcut, mă, pe de-alea? M-am făcut de rușine. I-a cerut numărul de telefon și mi-a dat fixul. Și ce-i rău în asta, mă? Bine că ți-l-a dat și pe ăla. Bine, dară. Am sunat-o și am spus, serus tu, bombonă, ce-ți mai fac aisele? Și când colo era măsa, o zic că de mă prinde, îmi rupe pișcotul. Și ai zis, nu? Mă, am eu față de familist? Mă, dar tu știi, eu n-am auzit niciodată pe șobă să zic ce aventuri amoroase a avut el la viața lui. E duce, cheamă-l și zici să ne zic o povesteoară romantică compostală ar controlorul. Șobo, trezește-mă! Trezire! Trezește-te-mă! Trezește-te-mă! Ce mireasmă divină, echip de înger. Tu ești nebun! You disgusting mother f***er. Cred că îi datorez o explicație lui Puf pentru cele petrecute în cameră. Iezeba, de ce ai mirosit păpucul? Se făcea că mi-am adus aminte de singura mea iubire. Vasilica. Era acum puțin timp, când eram o persoană mult mai rebelă, când dansam pe muzică funky într-un bar. Atunci am zărit-o. Era sublimă, perfectă, venită de la porțile raiului. Lăpticul cu ciocolată vă este servit, domnule. Îmi poți oferi pudincă de cioco un dans pe acest frit fierbinte? Scuză-mă, ești o fată foarte frumoasă și mă emoționez, dar vorbeam cu prietena ta. B,
bestie feminină care putea cutremura orice fundație masculină existentă. Am să te devor precum un câine roade ultima bucată de os de pisică. Atunci am simțit pentru prima oară acest miros divin. Cine ar fi crezut că brânza rângezită poate mirosi atât de frumos? Gata! You disgusting mother... Ce prietenă ai avut tu, mă? Ai prietenă? Nu poți trece nici drepere de budă. Te rog, maestre Pișcot, nu mai vorbi urât de brânzoaica mea, că mă face nervos. Și nu ți-ar plăcea de mine când sunt nervos. Taci, mă, cu patiseria ta! Brânzoaicele n-au mustață. Băi, eu mă mir de la ce ai leșinat în episodul trecut. Ești un disgusting motherfucker. Bă, flocăitor de mame, aia e singura ta prietenă? Da, am mai avut niște tentative, dar nimic nu poate combate excentrismul Vasilicăi. Bă, noi trebuie să-l combinăm pe asta, mă. Să mă combinați? Nici gând. Darăcă, te pomeni că te tragi pe cura, mă, nu? Ori ți-aduce Pișcot o gajică bună, ori o tereză. Tu ți-alegi. Pișcot! Pișcot! Iar n-am semnat. Trebuie să mă duc eu într-o zi la Terra Group pe site și să mă angajez prin ei. Pentru că au o ofertă nouă. Dacă tu te angajezi prin Terra Group, prin programul Work and Travel, și trimiți pozele care îți împărtășesc experiența care ai avut-o, poți câștiga un Mac Airbook. Detalii pe Facebook sau pe www.terragroup.ro. No, bine, uite cum facem. O vorbit Didi cu o colegă mai ușuratică de-a ei. Drăguță, Pișcot, drăguță. Exact, ușuratică. Că dar cine altcineva ar mere unde numai Vasilica au mărs? You disgusting mother f***. Și noi să te îndrumăm, mă, hapciupaliticule sau gheț? Măi, voi nu înțelegeți că singura fată cu care m-am înțeles eu bine a fost doar Vasilica. Dacă mai ai curaj să numești chestia aia fată, te pleznesc. Uite care e planul. Puf și cu Didi o să stea în cameră cu telefonul și te vor îndruma telefonic. Dar nu o să observezi temabila domnișoară că eu vorbesc la telefon. Tu ce crezi că facem aici? Agățăm Vasilici? Avem cască de telefon. Pentru urechi. Ar trebui să ai încredere în noi. Disgusting motherfucker. Și o să stau ca un ninjalău ascuns pe balcon să văd tot. Jale. Dar cum să faci așa ceva? Asta e ceva intim. Ba, eu dacă nu văd cu ochii mei că te-ai lepădat de vazelină, tu nu mai ai ce să stai în casa asta, da? Nici câinii n-ar accepta așa ceva. Nu, Didi? Păi, din câte mi-ați povestit, e destul de grav. No, hai că aproape ajuns. Pop și cu Didi, urgent, pe telefon și în cameră. Eu mă duc să mă țip în balcon. Tu, mișcarea. N-auzi? Bună, am nimerit bine? Didi aici stă? Da, Didi stă aici. Și mă inviți înăuntru? Așa, mă, că ți-o trăi să iei casca cea mai ieftină. Niezău e de cască. Taci, mă, că nu e cea mai ieftină cască. Băi, ce mi-ai trecat. Bă, te-am auzit. Băi, hai înăuntru, te rog. Ești bine? Da, sunt foarte bine. Cel mai bine. Ce mai bine? Ce? Nimic, intră, te rog. Așa am eu. Ia să văd eu cum duci tu lebă de la lac. Oprește-te! Sunt
Să nu mai intru? Nu, nu tu. Dar cine? Eu. Bă, ăsta e prost. Prost ești tu. Eu cred că ar fi bine să mă duc. Nu cred că ești ok. Draga mea, eu pur și simplu sunt doar foarte emoționat în prezența unei fete atât de tandre, atât de fine, atât de... Abile. Faine! Păi, mersi. Și tu ești simpatic în felul tău. Așa am eu, mă. Schep de tereze două zile dacă o combini. Baby, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Dar ce-i, Baiu? Eu încă nu am uitat de tine. Încă din prima clipă în care te-am văzut, am știut că ești tot ce ar putea dori un bărbat de la o femeie. Sensibilă, frumoasă, inteligentă. Și să știi că eu am suferit multe nopți gândindu-mă la tine. Fiecare fată care o văd, mi-aduce imaginea ta în cap. Ba, Puf, te apucă des hormonul de... Puf, îți mulțumesc mult pentru complimente, dar noi doi niciodată nu o să putem fi împreună. Dar de ce spui asta? Nu ești genul meu de bărbat. Mie îmi plac bărbații gen crapu. Transpirați, mitocani, pescari. Tu nu ești niciuna din astea. You disgusting motherfucker. Ești frumoasă. Știu. Mi-a mai zis asta de 5 ori. Și ești frumoasă. Mata unule! Zici altceva, mă, că ești groznic! Și sunt frumos! Frumos pe dracu! Șobo! Vreau să cunoști pe cineva. Șobo! Vasilica! Hey, baby! Bună! Ce ai zice să ieșim la un suc ca să te cunoaștem mai bine? Dar de ce să mai lungim cu sucul? Yeah, baby! Măcar noi ne avem unul pe celălalt, dragă Tereza. Sobo! Băgameaș! Tu săruți scaria! You disgusting motherfucker! And I found out an hour